Nu prea vă place chimie așa, adică vă văd așa de adormiți. Sper că vă plăcu mâncarea și știți cine sunt? Nu știți, dar aflați. Eu sunt Sorana și astăzi o să vă prezint un joc super mișto pentru copii. Și dacă tot am vorbit despre copilărie, dați-mi voie să vă întreb dacă v-ați jucat când erați mici. Să-mi ridice mâna cine să juca când era mic. Ok. Hai să vedem și asta o să funcționeze și pentru juriu. Vreau să aud 4-5 jocuri de când erați mici. Ce vă jucați? Jocul preferat. Dar ridicați mâna, vă rog. Ok. Poate să răspundă și juriu și cine îmi răspunde, pentru că e vorba de copii, primește un... Oh, Kinder! Așa, deci... Șotron, șotron. Ia să vedem. Bun, altceva. Șotron. Șotron, ăla-i. Altceva. Acolo în spate. Stai să văd dacă ajunge la tine. Dați-l mai în spate. Așa, altceva. Ce jucai? Ia de aici cu flori, fete sau părinți. Hai că am fost aproape. Și mai am unul. Uite tu că te cunosc. Ce? X și 0? Și luai bătaie des? Așa, și pentru că v-am dat și eu o chindă și pentru că v-am animat puțin, hai să începem cu Academia Copiilor. Ce este de fapt Academia Copiilor? Este un joc. Este un joc care se adresează oamenilor mici, foarte mici, cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani și care, din păcate, primesc de la părinți telefoane ca să se joace orice care implică bătăi, lovituri și violență. Așa că ne-am gândit să le oferim cultură generală, să le îmbunătățim cultura generală. Așa că ne-am adunat toată echipa, pe care o vedeți aici după nume, și am plecat la drum. Fiecare a contribuit cu ce a putut, cum a știut, cât a știut și când a putut și astfel am ajuns la rezultatul final de care suntem foarte mândri, foarte mulțumiți și sunt mai mult ca sigură că toată echipa este foarte încântată de ce a reușit. Și cum ne-am adunat noi, am ajuns să facem niște schițe, nu suntem noi mari pictori, dar e ok, am înțeles noi ce trebuie să se întâmple pe acolo și băieții noștri, care au fost motorașile, s-au jucat în Unity, au făcut desene, au făcut personaje, iar personajul principal este acest drăguț pirățel. Nu are un nume, deci puteți să vă gândiți. Ați putea să-mi spuneți la final asta. Și i-am dat o insulă, o corabie și niște prieteni, iar prietenii au ca scop să-l învețe cât mai multe lucruri. Cum este util acest joc? Păi, în primul rând, copiii nu mai au în față telefoane cu lovituri, pentru că știm că cei mici adoptă comportamentele celor mai mari sau pur și simplu adoptă lucruri pe care le văd. Dacă o să vezi un copil care lovește cu o piatră, clar, copilul ăla a văzut pe altcineva mai mare pe care l-a văzut drept exemplu lovind cu o piatră. Le dăm părinților o alternativă super educativă de a-și ține cumva copiii ocupați cât timp ei au treburi. Ok. Și acum, pentru că tot v-am povestit despre el și v-am zis cât de grozav este jocul nostru, hai să vedem ce părere are publicul pentru care ne adresăm. Jocul nostru se numește Academia Copiilor. E al vostru? Da. Mulțumim Colegiului Național Garabeti Brăileanu pentru că ni s-a dat voie să filmăm în curtea școlii și că să le folosim copiii. Da, domnul Chirilă nu știe de ce, ok? Astea sunt câteva screenshot-uri. Ca să vedeți ce se întâmplă, avem două nivele. În ambele nivele, pirățelul merge printre diferite desene făcute de băieții noștri și de Elena, ca să nu uit. Avem meniul de start. La un moment dat, el are și un jurnal în care poate să găsească toate instrumentele pe care le găsește de-a lungul drumului pentru a-și reface corabia. Dăm next. Așa, rezultate. Păi rezultatul cel mai important pentru noi este faptul că am terminat jocul și l-am dus la nivelul la care ne-am dorit.
Și mai mult decât atât este faptul că am ajuns aici în fața voastră să-l prezentăm. Ce am învățat? În primul rând am învățat cu toții să lucrăm în echipă, am învățat să lăsăm de la noi, am învățat să colaborăm cu Iulian, care e stâlpul echipei noastre. Și concluzii, faptul că cei mici sunt încântați și de alte jocuri decât cele cu violență. Și acum dați-mi voie să vă prezint echipa: Sabina, Andreea, Elena, George și Cosmin și, bineînțeles, cel mai important om al nostru, Iulian.